Femeia, de 54 de ani, din cartierul Glodeni-Vale din Pucea, s-a dispărut de două zile de acasă și nimeni nu știa nimic de ea. Vecinii au fost alertați de câinele din gospodărie. Așa au găsit-o pe femeia în toaleta din curtea casei. Aceștia îl bănuiesc pe fiul femeii, care de ceva timp a suferit o decepție în dragoste și a fi pierdut contactul cu realitatea. Bărbatul, spun oamenii, suferea de probleme de comportament și era sub tratament. Eu am fost la servici, ieri am sunat-o și nu mi-a răspuns la telefon. Deci n-a fost o zi și o noapte acasă. Restul nu știu ce să vă spun. Avea probleme, doamnă? Avea probleme cu tensiune. Fratele dumneavoastră e reținut, am înțeles? Da, a avut o depresie, dar nu scăpase de depresia aia. Nu cred că putea să facă așa ceva. Deci, așa ceva nu cred că putea să facă. Nu credeți că a omorât-o el? Nu cred. Băiatul are o problemă? Da, da. Da? A tăiat și... ieri a tăiat toate găinile, are gata, găinile. Cine a tăiat găinile? Ieri. Le-a făcut timp pe toate. Da, pe toate, le-a tăiat pe toate. Păi înseamnă că el a omorât-o? Eu, da. Așa. Și știți pe aici cu probleme psihice? Da, eu, da. Era bolnav, era, lua pastile, lua maică-sa pastile. Păi lua, dar dacă nu le lua și bea. N-avea voie să bea. Atât. N-avea voie. N-avea voie să bea, dacă bea, lua raznă. Nu știu cum a găsit-o acolo, că n-am fost eu acolo, eu am stat cu pata dâns și în cameră la mine. Am avut-o la mine în casă, că ea bine rochete. De când ați mai văzut-o? De marți. Marți, alaltă? Ma, da, alaltă, ne-am vorbit eu cu ea aici, că eu sunt aici. Și avea probleme de... Nu, nu mi-a spus absolut nimic, 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 nimic. Eu am omorât-o băiatul? Eu așa... 100%. Am înțeles că avea probleme. 100%, 100% vă spun. A mai bătut-o, am mai omorât-o ceva? A amenințat-o, dar de bătut n-a bătut-o. Da. A amenințat-o de multe ori, a înjurat-o de multe ori. Deci a tăiat și găinile ieri cu toporul. Nu știe nimeni. Băiatul era violent, ce nu știți? Chiar nu știm. Nu știm nimic. A fost internat la psihiatrie de câteva ori. Ea a lucrat acolo și da. A fost internat acolo, da. Fostul soț al femeii susține că fiul acesteia ar fi omorât-o și aruncat-o în toaletă. Polițiștii l-au ridicat pe tânăr și l-au dus la audieri. Eu sunt despătit de el, să mai știu cum, și știu ce s-a întâmplat cu el, să mai știu că am un copil, că m-am zăpăcit. Și așa s-a întâmplat. Cred că i-a dat una în cap și a băgat-o în veci acolo. Da. Acum de câtva timp i s-a întâmplat cu o fată și a să mai știu cum, și cred că i-a sărit capul așa, eu știu. S-a luat o rază. S-a așez aici. Și n-a mai fost de păi nu avea cum. Și credeți că a băgat-o din adins acolo? Eu așa cred. Trupul femeii a fost dus la serviciul de medicină legală Dâmbovița pentru autopsie. Concluziile medico-legale sunt cele care vor stabili modul în care a murit femeia. În timp ce vecinii indică faptul că ar fi vorba de o crimă, varianta IPJ Dâmbovița este că în cazul de față avem de-a face cu o sinucidere.